Bună seara și bine v-am găsit! Una dintre cele mai sexy și frumoase interprete își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Iar aseară a dat o petrecere explozivă cu multă șampanie, flori, cadouri, muzică, dans și un car de surprize. Cine este blonda cu energie debordantă și cui a fost sărbătoarea? Vedem în materialul ce urmează. Diana Rotaru, una dintre cele mai frumoase și îndrăgite interprete de la noi, a dat aseară o petrecere de ziua ei și l-a adunat pe cele mai importante persoane. Sunt pur și simplu emoționată, sincer. Deci fiecare an vine cu oameni noi, cu surprize noi, cu emoții noi și pentru mine anul ăsta este unul extraordinar de frumos. Pentru că am familie alături, prietenii cu metri, colegii de la ProTV, oameni care îmi sunt atât de dragi și cu care prefer să-mi petrec timpul. Interpreta are visuri și scopuri mari pe care abia așteaptă să le realizeze. Vreau să ajung să trăiesc sentimentul de mamă, ceea ce este foarte important pentru mine. Și să vin cu noi idei, noi proiecte muzicale, asta fac eu, la ProTV să venim cu noi invitați, la Gusturile se discută, cu noi idei. Deci ceea ce fac eu zilnic să fie din ce în ce mai intens, din ce în ce mai proaspăt și mai fresh. Am acumulat multă experiență de viață, am trecut prin foarte multe etape, step by step, ceea ce m-a ajutat să mă înțeleg eu pe mine, să mă descoper. Să mă reinventez ca pasărea Phoenix, da? Să renasc de fiecare dată. Le mulțumesc tuturor care sunt alături de mine. Sunt așa astăzi mai... Am și lacrimi și bucurii, deci am toate un amalgam de emoții, da? Și vreau să le exprim, dar cu siguranță avem toată seara înainte, toată noaptea, că o să petrecem 3 zile și 3 nopți, cum îmi place mie, moldoveanca asta de la Chișinău, care s-a născut în inima orașului. Emoționați și mândri de fiica lor, au fost părinții și sora interpretei care ne-au mărturisit că Diana este un soare în familia lor. Denicu e prima noastră păpușă. Când era în burtică la mamica, când vine măsara de la lucru, totdeauna o achipuiem. Ce o să fie oare? Băieț sau fată? Cui o să-i seamene? Și tot așa, până când a născut-o. Și vă spun sincer, Tamara nu era acasă, eram eu. M-am jucat cu dânsa, avea pătuc cu ei, eu pe divan. M-am jucat cât m-am jucat, printre divan, că încă nu se... Era mic, avea vreo 9-10 luni. Și eu m-am întins așa pe spate, dar e acolo, în pătuc cu ei. Și la un moment dat s-a sculat în picioare și eu a vrut să-mi dăi mie, cred că, de știri. Că eu de acum m-am ridicat. Și atât au zis. Tata. Știa sora să mă strunească, știa sora să mă provoace, știa sora să mă învețe cum să iert, cum să-mi cer scuze, să recunosc când greșesc. M-a învățat foarte mult în viață. Că na, de înțeleaptă e înțeleaptă, de deșteaptă e deșteaptă, de muncitoare este muncitoare, de talentată este talentată. De frumoasă e frumoasă. De iubită e iubită, de frumoasă e frumoasă, de fericită e fericită, dar doar mă alături cuvintelor părinților și îi zic să fie și mai fericit. Că asta, dacă tot e femeia soare, să se bucure atunci toată viața. De tot ce se întâmplă. Ce putem să dorim? Sunt copiii noștri, dragostea vieții noastre, Diana, fiind astăzi omageată, cu surioara ei împreună, cu soți, cu nepoței, cu soțul, o familie frumos împlinită. Iubim copiii, le dorim tot bine de lume, sănătate și, cum obișnuiesc să zic eu, un cer senin deasupra capului. La mulți ani pentru toată lumea prezentă, ne bucurăm pentru toți care sunt prezenți astăzi la această sărbătoare frumoasă. La eveniment au fost prietenii cu metrii, dar și colegii de breaslă a interpretei care au venit să-i spună la mulți ani. Bună seara, ProTV, iar ne-am întâlnit și noi la o distracție extraordinară de faină la ziua de naștere lui cumătra noastră, Diana Rotaru. Am venit să o vedem cu drag, cu toți oaspeți, mulți artiști aici, mulți oaspeți frumoși, paparații, tot corect. Vă rog frumos! Vă rog frumos! O spus tot, gata, e pe emoții! Noi pic am întârziat, ne cerem scuze de întârziere, că am avut și noi niște chestiuni de rezolvat, dar noi dorim un la mulți, sincer, la mulți ani pentru cumătra noastră, Diana Rotaru.
și vrem să-i urăm multă, multă sănătate, fericire. Ea este un soare pentru noi, chiar și este îmbrăcată într-o culoare galbenă, deoarece că este întotdeauna zâmbitoare, pozitivă, mereu cu un suflet mare, deschis pentru toată lumea. Și noi dorim mereu să rămână așa frumoasă, veselă, zâmbitoare și pozitivă. Uitându-se la ea, mă uit și văd o floare colorată, femeie talentată, o soră, o prietenă, o dulceață, de fapt, o femeie atât cu emoții pozitive și reacții câteodată tardive. Ea este aceea ce n-aș putea eu da, orice nu am în mine, aș vrea de la ea. Pentru Deanușca noastră, eu o să-i doresc binele din lume, pentru un soare care iese ea astăzi, chiar s-o îmbrăca și în galben, într-adevăr, este bine. E bucur ochii, să bucur mai departe lumea și îmi pare bine că o cunosc și îmi pare bine că sunt cu ea alături și îi doresc la mulți ani și numai bine și să petrești măsar frumoasă pe toți. Mulți ani, mulți bani și fericire, că banii facem toate, dar cu fericirea nu chiar tăți au asta. Și principalul fericire, să fii fericită. Fericită, bucuroasă, împlinit, iubit, atrăgătoare e așa și este. Deci să rămână așa un soare cu noi pe ea, o cunoaștem, noi tare o iubim și îi dorim mult, mult succes în ceea ce facem. Uite, am cunoscut-o pe Diana pe platourile de filmare la Gusturile Se Discută. Atunci când am venit și eu să lucrez la ProTV, acolo am legat un fel de prietenie, dacă pot să zic așa, și acum putem să ne invităm ambele la evenimentele noastre. Suntem alături una de alta în momente importante din viața noastră. La mulți ani, Diana Rotaru, te pupăm, te iubim! Hai să mâncăm, să ne distrăm, să dansăm în seara asta, să rămână o amintire frumoasă de la ei mei 25 de ani frumoși! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la o mărturie a sufletului despre iubire, durere și lupta care se petrece în mintea și sufletul unei femei. Ne povestește Doina Danielean. Bună seara și bine ai venit! Salut, salut, bine v-am găsit! Mă bucur să te revăd și aici. Și eu, parcă mai ieri eram cu micuța aici, da. Vorbeam la fel despre carte, iar acum am venit, și uite că ai venit cu ea cartea. În mână, da. Și cu micuța acolo, după cortină, cu soțul alături. Toți împreună, bravo, voi ca de obicei, ei te susțin, sunt peste tot cu tine, eu chiar vă admir. Da, și asta contează enorm, când omul de lângă tine te susține în toate. Reușești toate, doar astfel. Mai emoționat. Hai, povestește-ne despre carte. Eu vreau să știu absolut tot. De unde a pornit în genere chestia asta? Tu ai povestit atunci că, uite, te-ai gândit să scrii o autobiografie și ai dus-o până la capăt. Da. Ai reușit până la ziua ta? Am reușit până la ziua mea, exact cum îmi doream, o variantă pre-finală a cărții. De ce? Pentru că le spuneam celor cu care am muncit la această carte, pentru că nu e imposibil să o faci singură, că vreau să țin în mână o variantă prefinală, să o răsfoiesc, să o ating, să o palpez, să o citesc ca un cititor și abia atunci să decid dacă este cartea pe care eu mi-o doresc. Și într-adevăr așa și-a fost, am răsfoit-o și am zis nu, asta nu e varianta de carte care eu vreau să fie numită cartea mea. Respectiv am mai muncit la ea și uite acum țin în mână varianta finală de carte. Am semnat-o pentru echipa O Seară Perfectă și ți-o înmânez. Cu mare drag, mulțumesc din suflet. Mulțumesc. Eu abia aștept să o citesc, să știi că eu am citit mai multe comentarii și mai multe ceea ce a scris oamenii care deja au. Știu că deocamdată cartea este doar la tine, încă nu este în librării. Da? Da, versiunea finală este doar la mine și la alte 29 de persoane. Ieri am avut un book brunch împreună cu mai multe femei din comunitatea Doina Danielean, într-un cerc foarte restrâns, privat, și am împărtășit primele cărți, le-am semnat și le-am oferit cu tot sufletul. Deja primesc recenzii, pentru că multe din femeile de ieri care ne-am văzut n-au avut răbdare și au citit-o. Se citește ușor, în două ore jumătate, dacă te axezi doar pe ea, o citești. Am văzut că scria și acum chiar m-am convins personal, scria cineva că cartea conține poze personale din arhiva familiei tale. Da.
Cum a reacționat familia ta? Părinții mei foarte emoționați, foarte compleșiți, sora mea la fel. Ea mi-a scris un rând care nu o să-l uit niciodată. Zice, atât de straniu este să citesc despre noi și familia noastră și să văd fotografiile noastre din albumul mamei în această carte. Sunt sigură că aici și versurile mele scrise în adolescență și pozele, fotografiile se vor păstra cel mai bine. Știi? Adică nu vor fi undeva uitate sau prăfuite, dar vor fi în această carte pe mâinile și pe sufletele oamenilor. Din câte am văzut eu, nu este doar o autobiografie, este și o carte motivației, de dezvoltare personală, care inspiră foarte multă lume. Foarte multe femei se vor regăsi în această carte, pentru că în ea, pe alocuri, se reflectă copilăria mea, care se aseamănă cu copilăria multor cititori. Se reflectă copilăria mamei, viața bunicii mele, care este atipică, da? Deci, tipică bunicilor și părinților noștri. Tinereța părinților mei când și-au construit casa, pentru că pe timpuri era mult mai dificil și mult mai greu să-ți construiești o casă decât acum, în anumite contexte, și mulți părinți se vor regăsi. Probabil și mulți copii care au copilărit la fel ca mine, mai multe femei care au trecut mai ales printr-un divorț, care au rămas să crească de unele singure, mai mult sau mai puțin ajutate de către partenerul lor de viață în creșterea copiilor, care au trecut prin găsirea, regăsirea fericirii sau care probabil s-au dezamăgit atât de mult încât nu mai cred că o vor găsi vreodată, poate vor găsi o doză de motivație în această carte, că uite, poate fi un om al tău care să vină în viața ta, să fie o a doua șansă la fericire, să poți să reconstruiești o familie din bucăți și să ajungi la acel termen de familie deplină în care unii se completează pe alții și în care se ajută, iată așa, în anumite situații și în care își construiesc fericirea după un divorț. Mai multe fire, pentru că este o carte împletită cu firul vieții, cei care o vor citi de la început până la sfârșit vor găsi un fir așa care merge din pagină în pagină. Mai multe fraze, versurile mele scrise de la 16-17 ani, la fel mă gândeam că nu se pot pierde undeva acolo. Am văzut că ai făcut chiar poze și le-ai inserat aici, din caiete. Deci manuscrisele din jurnalele de altă dată, care au, iată, din 2006 până în prezent, sunt ceva ani, le-am imortalizat și le-am pus acolo. Mă bucur foarte mult că povestești despre asta anume aici la noi, la O Seară Perfectă, pentru că ne privesc foarte multe doamne și o să inspir cu siguranță pe cineva și neapărat să găsiți cartea și să o citiți, pentru că multe femei, știi, după ce trec printr-un divorț, se gândesc că uite, că gata, că cui mai trebuiesc eu, dar cu un copil, dar nu știu exact ce. Dar și chiar mă bucur că putem să discutăm despre asta și să inspirăm doamnele noastre de acasă și să creadă și să eu sper că multe femei o să prindă curaj și o să iau decizie corectă și bună pentru ele și fericirea lor în urma acestei cărți. Mai ales că eu îți cunosc toată familia, știi? Și vă văd destul de des și voi chiar inspirați. Voi chiar inspirați și mă bucur din tot sufletul că poți să transmiți asta și altor doamne care nu te cunosc personal printr-o carte. În librării, când ajunge cartea în librării și o să putem să o cumpărăm liber? Pe 20 iunie, pe un acoperiș la un apus, cum îți povesteam data trecută, că e visul meu, voi lansa, voi face la mare lansare. Acum se fac precomenzi de carte pe site-ul meu, doinadanielian.media. Acolo se rezervează bilet la marele eveniment, care e un eveniment pe care mi l-am dorit de mult. Eu am și creat hashtagul Un apus pentru oameni frumoși, da? Apus pentru oameni frumoși, cu această idee în gând că, uite, va veni ziua în care oamenii vor folosi două hashtaguri de 33 de ori, apus pentru oameni frumoși. Știi? Da, și ulterior, a doua zi, după mare lansare, de pe acoperiș, va fi în toate librăriile, cred eu, în toată țara și inclusiv voi avea evenimente pentru cei care poate nu își permit să ajungă la evenimentul ăsta pe acoperiș din oarecare vari motive, evenimente în librării, în toată țara, în biblioteci, inclusiv în liceul în care mi-am făcut eu studiile din orașul Cimișlia. Deci o să faci un turneu de lansare. Da. Ce frumos! În Cimișlia mergi, da? Să le spun tuturor de acolo, că eu tot sunt în Cimișlia, doar că eu sunt din satul Fetița. Super! Deci o să mergi cu un turneu de lansare în toată țara. Și în afara țării.
în afară da. Unde? Diaspora. Și pentru diaspora. Știu exact. Că te iubesc și știu. Vreau, bine, cartea are ISBN-ul valabil și în România, deci în momentul în care se lansează în Republica Moldova, se va lansa și în România. Va fi paralel, dar oricum vreau să ajung și personal în România, București, Brașov și Iași. Sunt trei locații în care vreau să ajung. Ulterior, Paris, Roma, Torino sper să ajung. Acolo sunt multe rudele, din rudele mele și frații mamei mele, surorile, cred că vor plânge la această carte enorm, pentru că în ea este întruchiparea bunicii mele. Da, deci acolo este o imagine... Da, e bunica și eu cu capul la ea în poală, pe prispa casei unde eram ades, în satul Selemet, raionul Cimșlia. Da. Și una din femeile de ieri de la Book Branch, Diana, a deschis cartea, a văzut imaginea, ilustrația doar, îi mulțumesc lui Dumitru Rău pentru aceste ilustrații minunate, sunt extraordinare. Fiecare ilustrație este exact ceea ce redă textul. Și când a văzut ilustrația aia cu bunica și nepoata ei cu capul în poală, a început să plângă. Wow. Deci doar ilustrația, n-a mai fost necesar să citească textul, i-a fost... Dă-mi dau seama, îți dai seama că te reîntoarce în copilărie, pentru că și eu am rude în Selemet, știi? Da. Eu sigură că cineva când o să vadă de acolo, la fel o să simtă. Mi se pare tare frumos. Și că știi ce mă gândeam azi când v-am văzut aici pe toți trei? Mă gândeam, bebița ta când o să crească mare. Da, coperta este o propună sugestivă, noi suntem pe copertă. Acolo este și tati, o ține în brațe, pe mâinile lui stă Eva Maria, că altfel n-aveam cum să o punem în fața oglinzii. Este de fapt mai mult decât eu și Eva Maria, este viața unei femei de la 0 ani până la 33, cât aveam eu în oglindă, deci cam în felul ăsta. E metafora și pe spate suntem noi toți cinci, în unison, care dacă ne privești nici nu dai că nu suntem de la început împreună. Tare frumos și îmi place că cu metafore ai gândit-o, da. Cu poze, cu... A durat ceva ani, s-a copt ceva ani în mine. Cât timp a trecut? Deci eu scriam versuri încă în 2006 și uite, abia acum au ajuns să fie puse într-o carte, dar cum i-am spus lui aseară și i-am dat un autograf, deci el aștepta foarte mult autograful lui, pentru că nu știam, eu îi spuneam în rol de autograf, probabil dacă aș scrie tot ce am să-ți spun, aș mai scrie o carte. Și i-am scris pe scurt, această carte și viața mea ar fi fost goală fără el și ar fi fost cu tot o altă carte, probabil mult mai goală, mult mai lipsită de sens și fără un final fericit. A cui a fost ideea pozei? A mea și a Irinei Spinei, fotografa care a muncit aceste fotografii. E pur și simplu superb, Irina, dacă ne auzi, da. E pur și simplu superbă, bravo vouă. În viața de zi cu zi, colaborările, ce mai faci, mai lucrezi? Am văzut că ai fost astăzi la Ministerul Afacerilor Interne. Externe. Da. Este vorba de summitul care urmează să aibă loc în Republica Moldova, acolo împreună cu domnul Nicu Popescu și toată echipa, o parte din echipa care muncește la acest summit, am avut parte de un offline, au fost și alții creatori de conținut, influenceri, jurnaliști, oameni media invitați la această întâlnire. Am stat într-un cerc foarte prietenos și frumos, a fost foarte plăcut și am discutat despre dedesubturile unui summit, dar și despre cât de important este să informăm corect oamenii despre acest summit, pentru că în mediul online, mai ales în TikTok, oamenii creează diverse tipuri de videouri care induc în eroare, care dezinformează și care manipulează și fac propagandă chiar și pe marginea unui asemenea subiect de mândrie, subiect frumos, pentru că până la urmă acolo am aflat acum la această întâlnire, a fost cumva pusă alegerea unde are loc acest summit în acest an, da? În Marea Britanie, Londra sau Republica Moldova. Wow. Și a fost aleasă țara noastră. Deci ăsta este primul fapt care m-a făcut mândră. Apoi oamenii din Bulboaca, cât de bravi sunt, cât de organizați, cât de primitori, plus la toate dedesubturile, câtă muncă stă în spatele unui asemenea summit și oricum se găsesc oameni care critică și care caută grăunte din adevăr, da. Și îl promovează acolo. Pe oamenii interesează să fie închise drumurile sau nu? Nu, să știi că pe jos o să putem să mergem absolut prin orice punct al Chișinăului, oricum manifestările toate din 1 iunie de ziua copiilor vor fi întoi, parcurile vor fi deschise, inclusiv străzile din orașul, din centrul orașului, doar cu mașina va fi mai greu de circulat și probabil ar fi
să ne setăm acolo o bifă, ori ieșim în afara orașului și mergem în obrada bunicilor, în obrada părinților, unde am fost copiii odată și vedem, revedem clipele, pentru că eu asta voi face. Voi merge la părinți și voi sărbători ziua copilului în ograda în care am fost copil. Ce frumos! Și probabil asta ar fi bine să facă toți, pentru că așa îi facem fericiți pe părinți și în același timp suntem și noi mai fericiți și mai libertini acolo în ograda noastră, că acolo nimeni nu ne îngrădește libertatea, nici în oraș. Și da, a mai fost plăcut un moment, am stat în... la Ministerul de Externe. Mă gândeam că o să stăm pe fotoli, Edita Mai, la o masă, așa. Nu, am stat pe niște scaune la terasă, într-un mediu foarte prietenos și m-am așteptat ca domnul Popescu să fie atât de primitor și atât de simplu, atât de modest în discuții, atât de deschis cu noi și asta contează foarte mult. De mult n-am mai avut o atitudine din asta și o spun în știință de cauză, lucrând și eu în radio și văzând atitudinea anterioară a ministerelor, acum atât de prietenos am stat de parcă nici n-am intrat într-un minister de externe. A fost mă bucur, bine. Mă bucur foarte mult și îți mulțumesc că ai împărtășit și cu noi aceste noutăți, pentru că de acolo vii la noi, nu? Da, și aflăm și noi aici în premier, așa că îți mulțumim. Despre colaborări și contracte sunt mândră de faptul că eu colaborez cu asemenea companii și cu asemenea oameni frumoși și am ajuns la momentul în care îmi aleg foarte riguros și cu sufletul mai mult colaborările pe mulțumesc care mulțumesc că pe mine tot mai ales. Inclusiv și cu tine, da. Și vreau să îți mulțumesc, pentru că, într-adevăr, e realitatea în care trăim și este era brandingului personal și ceea ce aduce rezultat și tu știi că eu nu doar odată apelez la tine și îți mulțumesc că m-ai ales și pe mine. Așa că mulțumesc pentru toate noutățile care ne le-ai dat, pentru tot ce ne-ai povestit despre carte, eu abia aștept să o citesc. Noi așteptăm o recenzie. Da, neapărat, cu mare drag o să revin. Și te las să mergi la IT. Îți mulțumesc încă o dată și te mai aștept cu mare drag cu alte noutăți, dar pe 20 să știi că o să fiu și eu acolo. Da, eu vă aștept la o seară perfectă acolo te acoperiș. Mi-am înțeles. Da. O seară perfectă în continuare. Mulțumesc. Mersi. Artistul modest despre care vorbește toată țara noastră și deja toată România. Satoshi, bună seara și bine ai venit! Bună seara! Bine v-am regăsit! Eu sunt liniștit și mulțumit de lucrurile care se întâmplă, pe de-o parte. Pe de altă parte, ușor încep să mă pierd în tempoul care durează de vreo lună de zile și cred că după concert o să țin neapărat să mă opresc un pic, să o să fac, să răresc alea cu tempourile, să le micșorez. De ce? Pentru că de frica de a nu deveni superficiale lucrurile. Am înțeles. Trebuie să pur și simplu, nu că să mă opresc definitiv, nu, să fac mai puține chestii o perioadă ca să fac o replanificare, o reînțelegere a lucrurilor pe care le fac. O leac de introspecție, o leac de hai să ne gândim ce facem, de ce facem, pentru cine, cum, asta e. Că acum tot e pe procese, pe eficiență, pe tempouri, pe rezultat, dar așa nu te poți ține pe termen lung, trebuie să te oprești, să te gândești o leacă la esență, la ideologie. Ai dreptate și înțeleg perfect ce spui. Eu vreau să te felicit în primul rând. Mulțumesc. Pentru premiera care a avut loc acum, nu știu câte zile. Nu, am fost miercuri, vreo 4 zile. Vreo 4-5 zile, da. Satoshi și Carlos Dreams. Deci după mine asta e, uite, eu când am citit îmi trec fiori și știi că mă bucur nespus de mult pentru tine, pentru că eu știu cât muncești tu și noi în redacție cu toate fetele am discutat, știi că redacția O Seară Perfectă, ei sunt fanii tăi. Și hai întâi cu cei de acasă să privim acest videoclip, după care o să revenim și să discutăm despre piesă ca oamenii să înțeleagă despre ce vorbim. Hai! Haideți!
Acuși o să revenim să rezolvăm ca să ascultăm așa cum trebuie. Da. Tu scrieai într-o postare pe Facebook, cred că așa. Da. Carla's Dreams Come True, pe la 3 noaptea. Ah, da. Carla's Dreams Come True, da, așa am scris. Well, eu am mai spus și nu ne-i leni să mai spun despre cât de mult m-a inspirat și mă inspiră proiectul în sine, prin tot, prin, în primul rând prin ideologie, prin un mare exemplu pe care l-a făcut și prin volumul de lucru enorm de mare și consistența și consecvența acțiunilor pe care le-au avut pe parcurs. Nu știu, nu există analog în sensul dat, atât de mare. Mai există exemple bune și relevante de artiști de-a noștri consacrați care au demonstrat că venind dintr-o țară atât de săracă și cu populație mică poți face lucruri de nivel internațional ca Dan Balan, ca The Motans, Irina Rimes, ca Mark Stam, ca Mihail, ca Andrew Rail, dar vorbind acum despre ceva care e atât de național, rămâne a fi național. Așa. Carlos oricum rămâne a fi național și el își păstrează încă izul ăsta studențesc pe care l-a avut atunci. Și pentru pe care că... l-a îndrăgit tatăl. Exact, el a fost foarte adevărat și fără precedent atunci. Și asta tot în timp, cred că fără ca să gândească el, ei... ne-au crescut pe noi, cei care venim din urmă, care suntem cu 10 ani mai tineri, bănuiesc 10, 15, 5. Și cred că v-au inspirat și v-au făcut să credeți că, băi, da, asta că e este posibil. Posibil. Și nu numai că este posibil, dar și faptul că poți face chestii atât de mari în limba română, foarte organic, rămânând așa, știi? Nu într-un alt context. Dar rămânând de-a nostru poți face chestii mari și asta e superb, asta inspiră și pe noi ne-a crescut. Noi toți, cred că o să mintă cineva din producătorii muzicali tineri din generația mea sau din interpreți că orice chestie care apărea era instant comparată cu CSD sau era raportată la exemplu dat în materie de tot, de sunet, de imagini, de parcurs. Asta a devenit un reper mare și asta e important. Că odată și este un reper, știi unde să te duci. Așa e. Hai să mai facem o încercare să vizionăm totuși videoclipul. Hai. Să te plângi din nou de viața ta. Tu lași fire de păr pe jos și lași fire albe la mine în cap. Unde totul e pe dos, poate ți stă în fire, dar mie deja îmi stă în gât. Totul e stins, dar tu arunci scântei, căci știi cât de ușor mă prind. Așa că azi te aștept, ne bem până la jumătate ceaiul. Dimineața nu mai vorbim și cred că așa e corect. Lasă-mă să te urăsc, poți să faci la fel, te petrec. Te rog să nu bei și dacă ți-e greu. Sunăm în noapte pe la 3, da. Eu nu te vreau, tu nu mă vrei, da. Ai perechea mea de cheidă și frica noastră mare de a rămâne singur, singure. Sunăm o noapte pe la seia. Eu nu te vreau, tu nu mă vrei, da. Mai ai perechea mea de cheia și frica noastră mare de a rămâne singur, singure.
023 Sună-mă, sună, sună-mă Sună-mă noapte pe la treia Eu nu te vreau, tu nu mă vrei da. Ai păreche mea de cheia Și frica noastră mare de-a rămâne singur, singur ei Sună-mă noapte pe la treia Eu nu te vreau, tu nu mă vrei da. Mai ai păreche mea de cheia Și frica noastră mare de-a rămâne singur, singur ei Știi și drumul, știi și ușa, dar alegi să nu E 2:59 și mai ai încă un minut Un minut are ea, un minut are el să-i spună Sună-mă noapte pe la trei, da Eu nu te vreau, tu nu mă vrei, da Iar-i părechea mea de chei, da Frica noastră mare, dar rămâne singur, singur e Sună-mă noapte pe la trei, da Felicitări încă o dată. Mulțumesc. Eu am văzut din primele zile că piesa se bucură de foarte mult succes. Lumea au scris, inclusiv și artiști ca Irina Rimes, Camelia, tot au, te-au felicitat, au povestit, au spus reacțiile foarte, foarte bune. Lumea scrie că sunt două voci care ating foarte tare. Cum te simți tu în așa momente? Eu mă strădui să cobor întotdeauna, că să nu se urce la cap toată chestia asta. Și atunci... Eu nu sunt cântăreț mare în general, eu pot o leacă să cânt și să compun chestii. Adică Carlos e vocea aici. Eu încerc să am idei în sensul dat, să compensez prin idei mai multe. Așa că dacă și pe cineva îl impresionează vocea, nu cred că pentru timbru, cred că, nu știu, pentru ce se spune sau prin energie mai spune lumea, că mai transmit, că mă strădui, că mă... Mai pe scurt, nu degeaba lumea spune că tu ești ce modest. Nu trebuie, nu cum, nu, dar cum să mă comport, ca Michael Jackson? Nu, cum? Spui da. În fond, da. Zici, da, nu, dar... Cred că eu merit. Îți dai seama că Carlos nu acceptă așa pe bandă rulandă oameni și uite, ai venit tu asta în fel de next. Asta sigur nu. Adică, real e o performanță de care... cu care trebuie să te mândrești, să mândrești o țară întreagă. Adică eu am pieptănat comentariile, știi că la noi oamenii repede acuși o să găsească ceva și o să zic. Eu am depănat, am căutat, Eu n-am găsit, adică oamenii reacționat foarte bine și da, chiar e o performanță. Eu am avut momentele mele de emoții foarte mari, dar eram singur și acum nu vreau să le reproduc sau să încerc să le fac. Pentru să le retrăiesc cumva, dar sigur că am avut momentele mele în care am necurs lacrimi sau eram singur în mașină și realizam lucrurile care se întâmplă, ne aduceam aminte anii care au trecut până acum și atunci sigur am avut, toate momentele astea s-au întâmplat și la mine, dar nu pot am o să le... Acum spunem post factum, analizăm. Da, și bineînțeles următoarea întrebare este, dar mai urmează? Știi că toată lumea vreți să știi, în general, colaborări, chestii. Da, o să fie, sigur că da. Acum cu Carlos cred că o să fie, în sens că nimeni nu a închis ușa, dar normal că nu următorul cântec sau peste 4, peste 5. Când o să fie, o să fie. Când noi suntem deschiși, da. Când o să se întâmple, când nu o să fie posibil fără asta. Cum a fost, toată lumea e curioasă, cum a fost, tu te cunoșteai cu el înainte de asta, mă refer la cât de aproape vă cunoșteați, că vă cunoșteați... Noi ne cunoaștem de vreo 3-4 ani, da, personal, dar mai intens am început să comunicăm în ultimul an. Uh-huh. Eu l-am tot căutat, urmărit pe la festivaluri, pentru că el întotdeauna mă inspira prin retorica lui, prin poziția lui socială, morală, mai bine spus, prin felul lui, prin cât de mult el lucra și lansa. Și atunci eu, sigur că vedem acolo
un mentor pe care aș vrea să-l aud sau de la care aș vrea să fur cât mai mult văzându-l, dacă îl găsesc și încerc să-l ascult cât mai mult ca ulterior să mă ajute asta să cresc. Și-a făcut cunoștință la un Summer Fest cândva de mult. După care noi vorbeam, cred că o dată la jumătate de an, pe un e-mail. Eu puteam să-i trimit un demo pe un e-mail de-a lui ascuns și el îmi răspundea sau nu îmi răspundea. După care noi ne-am mai întâlnit la alt festival și el deja mă știa ca Satoshi și ne-a spus că nu-i ajunge nerv și răutate și nu-i ajunge protest din partea mea, că eram prea confortabil. Și atunci am revărsat asta în albumul Rush, de exemplu, în primul album. După care noi am făcut cunoștință așa mai temeinic la filmările videoclipului Victima, a cărui scenariu l-am scris eu. Și atunci el a fost pe vreo câteva zile la Chișinău să filmăm și am avut mai mult timp să stau liniștit, să discut, să intrăm în profunzime și oricum el era foarte sceptic. Adică el, filtrul lui e foarte dens, uh-huh. E greu de trecut prin el. Și multă vreme, chiar după ce ne cunoșteam, oricum nu trecem de un filtru. Eu oricum eram un fel de mediocritate în ochi. Poate acolo el nu se gândea așa, dar spunea așa. Și la un moment dat, eu am mai cântat, am mai scos piesă și el a devenit așa, parcă mai tolerant, mai deschis, mai loial, ca să începem a discuta mai des, ne fi interesant să comunicăm. Mai schimbam demo-uri, piese. În ianuarie eu am scris refrenul La noapte pe la 3. El a ajuns la dânsul și lui i-a plăcut foarte mult și peste ceva timp ne-a spus că ar vrea să scrie ceva pe piesa asta. Cam așa a fost. Știi, mă bucur că ești un adevărat exemplu pentru generația ta, că lucrurile se întâmplă. Adică chiar dacă aparent îți pare că Carlos Dreams e undeva acolo și eu sunt aici, și tu ai crezut și ai făcut. Felicitări pentru încă asta. Încă nu-s. Mersi, dar încă nu-s. Da, oricum. Eu trebuie să, acum trebuie de menținut și de demonstrat că asta nu e întâmplător și nu e... Siguranță, nimeni nici nu zice. Nimeni nici nu zice, asta este multă muncă. Bun, ultima întrebare. Da. Unde 9 iunie concertul Satoshi solo? Da, pe 9 iunie la BR Media Group, șoseaua Hâncești 61, pe teritoriul la Moldova Film, o să aibă loc primul concert Satoshi solo. Un concert mare, cu program desfășurat, cu ușoară pe regie, chiar. Notați cei de acasă, da. Notați. În deschidere o să fie mai întâi un DJ, Tenso, producătorul cu care am lucrat și la piesa asta, unul dintre. Da, apropo, țin să dau credite, că am lucrat cu Alex Turcu de la Global, am lucrat cu Bogdan Hristoforov, care a dat prima variantă a beat-ului, un băiețel din Ucraina, din Vinița, de 17 ani, și cu Cătălin Temciuc, a.k.a. Tenso, de la noi. Și videoclipul a fost regizat și montat de Roman Burlaca, cu echipa BR Films. Acum, în deschidere o să fie Tenso, după care stand-up, că o să aibă un recital de comedie, după care o să fie Vescan din România, tot cu un program de 45 de minute, și apoi o să fie Satoshi, un bloc mai mare, cu piesă noi, cu piesă vechi, cu multă rupere. Biletele sunt pe afișa.media și o să fie merch. Eu azi am luat, uitați-vă, una dintre modelele de tricou, o să fie cu tot felul de piesă, cu panciuri, versuri scrise. Și aștept cât și mai multă lume. Și da, veniți. Cei de acasă. Biletele se vând, eu mă bucur să văd că se adună tot mai multă lume și vreau să fac un eveniment foarte gălăjios. Să fie într-un ceas bun. Controversat. Să fie într-un ceas mulțumesc. Bun. Mulțumesc tare frumos, felicitări încă o dată, ne vedem pe nou la concert. Mersi frumos. O seară perfectă în continuare. Pa, pa. Actor din Zâmbărele, nostalgie și amintiri din copilărie. Marcela Buicu pregătește un videoclip pentru o nouă piesă lansată în colaborare cu Orchestra Lăutarii. Care a fost atmosfera din timpul filmărilor și ce echipă a fost alături de interpretă, aflăm imediat. Suntem în plină desfășurare a filmărilor. Urmează să lansez o nouă piesă, o piesă care țin foarte mult la ea, pentru că este cumva o descriere de viață, să spun așa. Este realizată împreună cu Orchestra Lăutarii. Textul aparține doamnei Radmila Popovici, adică sunt niște oameni dragi sufletului meu și sper să
să placă publicului și să aibă succes. Marcela Vuicu ne-a dezvăluit de ce a ales ca Victoria Roș ca să fie regizoarea videoclipului. M-am gândit să fac acest videoclip și nu cred că în capul meu a apărut o altă idee sau altă variantă, da, cu care aș putea să colaborez decât Victoria, pentru că îmi sunt apropiați așa văzând ce fac și văzând lucruri pe care l-au produs până acum, cumva m-au atins și pe mine și mi-am dorit anume în acest stil, mi-am dorit pentru că piesa care am făcut-o vreau să ajungă la sufletul oamenilor, iar anume lucrând cu oameni care pot să transmită emoția, cred că o să-mi reușească și mie cu ajutorul acestui videoclip care urmează să fie lansat. Eu o să cânt, dar este și nuanțe unde sunt implicată și în rol, adică este un, nu știu, un scenariu bine pus la punct. E o piesă de muzică populară și despre copilărie de altă dată la Bunei. Chiar avem și niște copii implicați în acest scenariu și îmi dau seama că jocurile de altă dată și întâlnirile cu bunii de altă dată încet, încet se pierd și atunci când încercăm să reînviem aceste momente, să punem copiii în situația de să sară în jocul copilăriei noastre cum sărem noi, în tot felul de astea și ei un pic sunt, da, trebuie să sară asta, e un scenariu care să ne readucă cumva la tot ce înseamnă trecut, la tot ce înseamnă verile de altă dată, când ne duceau părinții la bunei și peste vară noi deveneam brusc mai mari, pentru că creșteam ca după o ploaie din aia bună la bunei noștri, aveam libertate acolo, aveam cireșe, aveam să sărim gardul, să bem apă la izvor, să ne ducem cu capra pe deal, să schimbăm priponul și în acest videoclip va fi anume despre asta. Este toată echipa de la Teatru Popular, este videograful Viorel Belinski, cu care colaborăm de ceva timp și avem niște lucrări foarte bune împreună. Avem și pe roluri invitați și actori din alte părți care se conformează și foarte ușor prind. Nu știu, e interesant, e frumos, e un pic așa stresant că e multă lume și de obicei când e multă lume un pic te mai defocusezi. Este și Anastasia cu noi, colega voastră, care are grijă de make-up și de pafurile noastre. Casa părintească, elementele tradiționale și jocurile de afară sunt doar câteva detalii care relevă copilăria petrecută în sat. O să perindăm cumva prin copilăria ei, pentru că ea are și un frate și în acest videoclip o să fie sora și fratele de mici, la bunei, cum petreceau ei timpul. E și o piesă care e foarte sensibilă și Marcela, așa de felul ei, este o fetiță sensibilă. Am reușit așa să, din câteva întâlniri, să înțeleg acest moment. Lavinia și Gheorghiță, de fapt ei sunt colegi cu băiatul meu. Gheorghiță chiar este prietenul lui Ovidiu. I-am găsit eu așa prin mintea mea, pentru că aveam și nevoie de o fetiță așa cu păr mare, cum are Marcela, că cumva tipajele și chipurile trebuie să fie asemănătoare. Ei sunt foarte ascultători, foarte, foarte repede prind, nu se jaluie că obosesc și e frumos. Bunici, părinți și nepoți, toate aceste roluri vor fi prezente în videoclip. Tu ești nepotul, presupun, nu? Da. Și cum e să te filmezi? Cât de greu sau ușor e asta? E foarte ușor. E foarte ușor. Îți place? Da. Bunica sunt. Bunica cu bunielă suntem. Suntem o familie mare. E o poveste care e așa, în generație suntem. Bunii, părinții, nepoții, ea își duce tot povestea ei de viață cu toată familia care o are împreună. Cu tot, cu jocuri, cu toate amintirile ei de acasă, cu bunicii care a trăit frumos. Mă bucur foarte mult că sunt promovate locurile de la țară, unde este plăcut mereu să te întorci și să evadez din oraș și să revenim la tradițiile noastre și îmi pare bine să fac parte din acest proiect. Să am așa o soțioară frumoasă, copilaș, așa deodată, filmări la pachet cu de toate. Crescând la fel în sat, astăzi ne iau și ne încearcă niște emoții foarte puternice și a fost o copilărie care, copilăria în sat nu se poate descrie și o amintire pe viață. Deși începuse ploaia, echipa nu a oprit filmările. Ploaia sigur nu face parte din scenariu. Am început la 12, suntem un pic mai
mai devreme, clar că pregătirea au fost, dar sper eu că până seara să ne descurcăm. Montajul iară depinde de cât de complicat este scenariul. Dar, ok, poți descurci într-o zi, dar poate să fie și în 2, 3, 4, 5 zile. Totul a fost pus la punct până la cele mai mici detalii, inclusiv locația. Colaborarea cu doamna Victoria nu-i prima. E casa bunilor mei. Noi aici am locuit mulți ani, am menținut, am păstrat cei ce am spus că să le păstrăm ca tradiții, ca local, să fie frumos. Bunelul meu a fost lemnar și au rămas multe instrumente care a lucrat el. Și tindem pe viitor de a colucra cu mai multe persoane care au doresc să facă ceva filmări. Noi suntem deschiși tot timpul. Atât pentru astăzi. Vă mulțumesc că ați împărtășit cu mine o seară perfectă. Ne vedem mâine la aceeași oră, la ProTV. Seara liniștită!